Spiritul sărbătorilor a cuprins mehedințiul, iar în forfotă după cumpărături sau pentru pregătirile pe ultima sută de metri, oamenii ar putea fi o reală țintă pentru hoți. Asta deoarece, în grabă, uită să-și asigure bunurile. Tocmai de aceea, polițiștii vor fi la datorie pe întreaga perioadă a sărbătorilor. Peste 140 de polițiști din structuri de ordine publică, rutieră, investigație criminală, investigarea criminalității economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniți de colegii de la Serviciul de Acțiuni Speciale, vor fi permanent la datorie în perioada 21-26 decembrie, astfel încât cetățenii să-și petreacă sărbătorile în siguranță. De asemenea, pe sectoarele de drumuri naționale și județene, în vederea prevenirii oricăror evenimente rutiere, vor fi amplasate zilnic 8 autospeciale radar, atât inscripționate cât și neinscripționate. Cei mai mulți polițiști care vor acționa în aceste zile încărcate sunt de la structurile de ordine publică, urmați numeric de polițiștii cu atribuții pe linie rutieră. Ceilalți oameni ai legii sunt de la celelalte structuri, respectiv Poliția Transporturi, Investigații Criminale, Investigarea Criminalității Economice, Luptători de Intervenție Rapidă și polițiști de la arme, explozivi și substanțe periculoase. Activitățile vor fi desfășurate în sistem integrat împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Oamenii legii vin și cu câteva sfaturi pentru mehedințeni. Polițiștii mehedințeni recomandă cetățenilor pe perioada sărbătorilor de iarnă să manifeste prudență atunci când merg la cumpărături în magazine aglomerate, să aibă în atenție mânuirea sumelor de bani, a obiectelor de valoare, portul genții, să evite plasarea acesteia în coșul de cumpărături sau în locuri nesupravegheate, de asemenea sumele de bani pe care le dețin să fie într-un buzunar inaccesibil, de asemenea atunci când primesc colindătorii în locuință să fie vigilenți, copiii să aibă în vedere introducerea, să nu introducă în locuință persoane străine care își declină diverse calități. În cazul în care mehedințenii pleacă de acasă, sunt sfătuiți să lase în grijă imobilul unui vecin de încredere. Dacă oamenii se înhamă la călătorii cu trenul, în această perioadă, bagajele nu trebuie lăsate nesupravegheate nici pentru o perioadă foarte scurtă. De asemenea, având în vedere că cei mai mulți dintre mehedințeni aleg să-și petreacă concediul departe de casă, le este recomandat cetățenilor care optează pentru alegerea unui pachet de servicii turistice de pe internet verificarea temeinică a ofertei. Asta deoarece ofertele tentante nu sunt întotdeauna și cele reale.